Радонана, ще бине мангесит. Вам сюрприз, да? Да. Пытаться вы, ще спечал врел себе мин, а чес букет и мин фрумос, где там тренда фикс, это пейте думне востры. Сода подор зимбит, на час и сяра фрумосы. Хай че вец вот торты, по торта кас вон час, как вяц от дне востры минунаты. Аша. Дар спулиться не делать чиника из купа, София, часто сюрпризы. Это пане, это фикс. Nu știu dacă e corect, dar haideți să vă citesc un mesaj de felicitare. Dar altcineva nu are cine să vă facă surpriză? Nu? Slavic. De la Slavic, de la Irina, de la Noru. Bine, vă citesc mesajul, apoi vă spun. Din depărtare dureroasă, gândul meu zboară la tine. Aș vrea să te strâng în brațe și să îți fiu alături în această zi. Dar ne despart mii de kilometri. Mama! Ce aș putea să-ți doresc de ziua ta când nimic din lumea asta nu poate răsplăti dragostea ta? Doresc să-ți rămân datoare pentru tot restul vieții, ca să-ți pot dărui iubirea mea zi de zi. M-ai iubit la fel de mult pe cât te-am făcut să suferi și pentru asta te rog să mă ierți, mamă, scumpă. Dorul tău de mine încă e prea mare ca să poată fi potolit. Dar nu fi supărată, mamă dragă, când vei avea nevoie de mine, voi alerga spre tine fără zăbavă și îți promit că într-o zi îți voi alunga singurătatea și depărtarea, va rămâne un vis. La mulți ani, scumpă mea, mamă, te iubesc la infinit. Sigur că este din partea fiicei, Tania. Care și noi ne oprim cuvintele spuse, doamna Ana, vă dorim multă sănătate, bucurie, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și ca astfel de surprize să nu termină de viața dumneavoastră până la adânci bătrâneți. Dacă aveți dumneavoastră, îi transmiteți un mic salut. Să fii sănătoasă, să vii mai repede acasă. Mă rog, de acasă vine! The time.